am făcut cea mai tare, am fost la prezentare. Aha, m-a văzut tot satul la prezentare, am fost cea mai tare. Ce tot vin alea așa cu... Ce e asta? Un cartof? Sau mai pe latin așa, Solanum tubercosus. Floră, ce e asta? Coală de foaie de hârtie. Și ce scrie aici? Ai găsit-o. Unde-ai găsit-o? În poartă la țața Saveta am găsit-o. Cum? Ai găsit-o? Foarte ușor. Era atât de multă lume adunată în fața porții că ziceai că să dau rezultatele la bacalaureat. Așa că n-am avut nicio problemă. Ce ai știut, Floră? Ce ai știut? Dacă vrei să divorțezi, de ce nu mi-ai spus de la început? De ce trebuie să pui hârtii în gard la țața Saveta? De ce nu mi-ai spus că, băi, Gheorghe, vreau să mă eliberez de subjugul conjugal și te eliberam? Nu să mă faci de rușine tot satul. Nu înțeleg. Stai-mă puțin, dar cine a zis că sunt eu înjugată în jugul căsătoriei? Stai puțin. Păi nu știu, sper să nu, dar să zicem. De ce a trebuit să scrii și să pui în gard la țața Saveta? Nu te înțeleg. Pentru că la țața Saveta pe gard, ea stă cel mai bine poziționat strategic din sat. Cum așa? Explică-mi că nebunesc, Floreu. Are ea în fața casei stație de maxi-taxi? Are. Are ea în fața casei cel mai mare prun unde se bagă călătorii vara la umbră? Are. Are ea în fața casei Pășușa cel mai mare dâmb de reducere a vitezei? Are. Și are ea cea mai mare gură din sat? Are, n-ar mai avea-o. Păi vezi? Că săraca moașa din cauza ea a rămas urdă de ureche. Nu știu atunci când a născut gemenii că au urlat de ce că e galeria lui Dinamo. Au, 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 au! Nu mai ții! Asta e! De ce ai văzut, da? Păi am văzut, dar nu înțeleg de ce vrei să divorțezi, Floră! Spune-mi și mie că-mi nebunesc! Stai-mă că nu vreau să divorțez! Păi și atunci de ce ai scris așa ceva și ai pus pe gar la țața Saveta? Dă ochii lumii! Nu înțeleg, nu înțeleg, imediat femeie! Ce, în ce an suntem? 2014! Na, na, na! În ce an suntem? Oh. Anul divorțurilor! Aha, aha, nu divorțezi, practic nu existi. Cum adică nu existi? Ba, eu exist foarte bine. Exist, dar nu contezi. Trebuie să divorțezi, da, să o faci așa în public, dragă. Înțelegi? Adică să te judece poporul și televizorul. Uite Bianca cu Victoraș. Au divorțat? Zi! Da. Au divorțat, păi da? Așa, a divorțat și Crinuleț cu Victoraș. N-au divorțat și... Stai, las-o așa, acolo nu ne băgăm că nu cunoaștem. E, nu cunoaștem, cunoaștem chiar foarte bine, lasă. Mai bine ca pe Bianca și pe Victoraș? Nu. Asta chiar mai bine ca pe Victoraș și pe Bianca? Păi, practic, noi dormim cu Victoraș și cu Bianca în același pat. Așa. Dar apropo de divorț, tu ai observat că de când a divorțat Victoraș de la meteo numai ploaie? Ăsta dacă o ține tot așa, o să ne compromit în campania agricolă. Apropo de agricultură. Așa. Deci, dacă nouă ne iese asta cu divorțul, așa ca la carte, păi noi nu o să mai avem probleme cu agricultura, mă. Cum adică? Noi, la ora actuală, la piața divorțurilor din sat, avem cea mai mare cotă. E cota mai mare decât al Messi de la Barcelona. Ai, nu mai spun. Cum să nu spun, mă, cum să nu spun? Păi toată ziua, tu crezi că eu am curățat cartofii și am stat așa degeaba și m-am gândit? Fii atent aici, acum am pus eu pe hârtie totul. Deci noi dacă divorțăm 3 luni de zile, cu scandal, cu bătaie, cu partaj, cu spitalizare, primim câștig net 10.000 de euro pe cap de om divorțat. Aoleu! Și eu ce trebuie să fac? Păi după ce mâncăm, apropo, mănânci cartofi franțuzești? Păi ce știi tu să faci cartofi franțuzești? Nu. Nu, cartofii sunt din grădină, de la Tazalina, care îi trimite fisa bul de aia din Franța. Deci, după ce mâncăm, așa, te duci un pic așa și te odihnești și după aia te trezești. Te trezești tu în forță, da? Așa. Mergem în față la biserică și mă bați până vine 112. Și câștigăm 10.000 de euro net?
Cu cât ești mai credibil, cu atât e mai net. Bine, Flor, mă duc. Ia stai așa. Am o întrebare. Spune-mi și mie, care e câștigul net pe cap pătrat de locuitor? Lungimea la pătrat plus lățimea la pătrat supra 2 împărțit la 10 plus deschidem parantezele lungime plus lățime plus lungime plus lățime, închidem paranteza, totul la pătrat. Mă duc la biserică.